Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare la alegere. Voi doi, voi și încă cineva. O etalare mai scurtă decât de obicei, pentru că nu pot permite să fac prea mult timp etalări. Sper că înțelegeți, sper că am abonați înțelegători și înțelepți. Aveți de ales între 1, îngerașul, 2, budiță și 3, acest gentleman, da. 1, 2 și 3. Am pus blocul de desen ca să le vedeți mai bine. Așa, vă puneți și voi pauză, vă gândiți. Eu o să încep, da? Cu energia generată dintre voi doi. Acum va trebui în principiu să vă găsiți poziția. În general, cel care caută la aceste etalări, să zicem că e de obicei mai trezit spiritual decât cealaltă persoană. Rămâne de văzut unde apăreți voi. Numărul 1, cei care ați ales îngerașul. Voi doi. Trebuie să fiți atenți. Eu aș putea să zic că voi sunteți într-o poziție, să zicem, 1 și celălalt în poziția numărul 2, dar este foarte, foarte, de multe ori s-a întâmplat să se inverseze rolurile, așa că fiți atenți, e etalare generală. Și totuși, cât ar fi de generală și de la alegere, se pare că intuiția vă atrage către ceea ce trebuie să ascultați. Ok. Energia generală între voi. Maiden. Ah, ce frumos, fecioara și copilul. Interesant. Fecioara și copilul. Hai să vedem. Deci, numărul 1 de la poziția odată, de două ori, de trei ori. Oh, însă, aveți numărul 1, care sunteți voi, aveți de făcut o alegere. Alegere foarte importantă. Acum rămâne de văzut de cât timp. Posibil Mercur în balanță, că tot a ajuns Mercur până în poziția, da, până în casa balanței, dar în general este Marte în balanță, da, poate fi și Mercur. Este o planetă în balanță care vă pune în postura să alegeți. Dacă nu aveți planete în balanță, acest Mercur retrograd, care în curând își revine la mers direct, vă pune în această postură să alegeți. Să alegeți. Așteptați pe cineva care vă seduce, vă atrage la maximum și totuși în așteptarea aceasta, trei de băte, vă faceți griji. Vă faceți griji, ați încercat să vă detașați emoțional, să vă păstrați controlul, dar intrați într-o zonă emoțională în care apar și frici, și traume, și multe. Hai să vedem. Numărul 1. Ce simte? Ce gândește? Cum acționează? Ce-și dorește? Cum acționează? Ce îl susține, oh, ce frumos, și ce îl blochează, oh, da. Eventual, soluție la mijloc. Acum, numărul 2. Între numere, eu nu mai pot să fac pauză pentru că s-a mai întâmplat să decaleze numărul. Dacă alegeți mai multe numere pentru diferite persoane, așteptați până amestec cărțile. Ok, numărul 2 de la numărul 1. O dată, de tot. Ce simte? Ce gândește? Ce am zis că este? Ce își dorește? Interesant, foarte interesant numărul 1. Cum acționează? Ce susține și ce îl blochează. Interesant. Foarte interesant. Asta nu deschid.
Ok. La capătul setului de cărți, cei care sunteți aici în această poveste, eu zic că sunteți voi. Repet, puteți să fiți în această postură, dar rămâne stabilit ca să nu zăpăcesc prea mult felul în care comunic, da? Și așa e Mercur retrograd și nici eu nu sunt posibil în cea mai bună dispoziție de comunicare. Dar, chiar dacă nu e din cauza acestui Mercur retrograd, chiar dacă eu am, să zic, momente în care comunic mai ciudat, mesajul este transmis. Aici sunteți voi, aici este persoana, nu uitați că schimbați pozițiile după cum simțiți. Voi simțiți că în această poveste, interesantă, în această poveste, simțiți că acest personaj cu care aveți de-a face este un personaj pe care l-ați mai întâlnit în copilărie, în preajma voastră, în cartierul vostru, un suflet pereche care vă simte sufletul, așa simțiți. Însă lucrurile stagnează, nu ați putut să mergeți către o materializare, către o dezvoltare a relației din cauza că lucrurile stagnează. Sunt niște situații care vă țin pe loc. Însă, aceste situații sunt ca să vă treziți voi la o anumită înțelegere, să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Ei, la capătul setului de cărți, au puterea. Au puterea. Și ei simt că această legătură doi de cupe este foarte profundă, sunt foarte fericiți în preajma voastră, copleșiți de emoții, însă se abțin, nu arată puterea, nu arată. Din niște motive. Poate că mai au pe cineva în preajmă sau pur și simplu așa au fost învățați să nu-și arate emoțiile. Ok. Deci, ce simțiți? Trei de monede. Nu să dau pe acesta la o parte. Ce simțiți? Trei de monede. În primul rând, vreți să vă construiți viața. V-ar plăcea să construiți alături de acest personaj, că de-aia a venit în etalarea lor, da? E o carte pozitivă. Trei înseamnă comunicare, dar nu doar comunicare, o comunicare constructivă în care discutați ce aveți de făcut. Eventual vă inspirați de la, eu știu, cei care vă pot învăța, de la consilieri, din tarot, de la astrologi, de unde vreți voi să vă inspirați, în așa fel încât da, luați notițe și vedeți cum să manifestați această relație. Asta simțiți, că se poate construi, că este construibilă. Dar vă doriți foarte mult o relație stabilă. Pentru că simțiți nevoia de ceva real, nu doar de emoții, de ceva real. Deci ce simțiți? Ce gândiți? Aveți aici un 10 de monede, alte monede. Gândiți că dacă personajul acesta vă oferă emoții stabile, pentru că asta înseamnă ce simți, ține de lună, da? De emoții, de simțuri, vreți ceva stabil, nu doar o chestie volatilă, da? Dacă acest personaj ar construi, gândiți că ați putea să mergeți mai departe, să faceți o familie. Asta gândiți, că se poate. Gândiți că voi sunteți personaje stabile. Apare și în simțuri și în gânduri noțiunea de stabilitate, de abundență, de construcție, de creștere. 10 de monede e abundență, e o relație de lungă durată, este o familie. Puteți să creați, puteți să construiți, să creați, da? Să creați și să construiți o legătură de lungă durată, puteți să lăsați o moștenire deosebită urmașilor voștri dacă acest personaj se implică corect, așa cum simțiți și cum gândiți voi. Ce vă doriți? Vă doriți transformarea. Transformarea situației, pentru că se pare că ați fost foarte dezamăgiți. De-aia a apărut și doi de spade. Poate că dezamăgirea a venit în viața voastră din partea altor persoane. Decizia ține. Ține de mulți factori. Însă vă doriți transformarea. Posibil, personajul pe care îl doriți să aibă și planete în Scorpion. Posibil, într-un fel sau altul.
Și voi, o latura voastră mai pământeană și nici nu trebuie să aveți în zodia voastră, în harta voastră natală, prea multe planete de pământ, puteți să aveți în semnele progresive aspecte în planete de, în zodie de pământ, care să vă, sau să aveți o maturitate, da? Să aveți nevoie de stabilitate. Oricum, vă doriți transformarea situației. Pentru că ați așteptat, da? Asta înseamnă să puneți capăt moartea, să puneți capăt acestei așteptări. Pentru că a fost prea lungă, așa simt. Și v-a adus multe lacrimi, multă durere în suflet. Eventual aveți voi de transformat în viața voastră să vă separați. A, interesant. Unii dintre voi, dacă sunteți influențați de familia voastră, 10 de monede, pentru că vă doriți 9 de monede, independență, aici este problema, acționați, pardon, aici este problema, vă doriți o transformare în viața voastră care să vă pregătească pentru cuplajul cu acest personaj. Mai sper că mă înțelegeți, încă e Mercur retrograd și mai apar diferite probleme în comunicare. Oricum, vă doriți transformarea. Este Pluto, este intens, este dureros. Dar, ca și la naștere, durerea asta vine cu o veste frumoasă. Cum acționați? 9 de monede. Acționați către creșterea voastră. 9 este un număr spiritual. Acționați către creșterea voastră, către menținerea voastră într-o stare de puritate, de profesionalism. Asta pentru că, central, interesant, aveți și Fecioara. Fecioara, dar nu vorbesc de zodia Fecioarei. Central aveți o cale de urmat, iar voi doi trebuie să vă păstrați puritatea, trebuie să intrați pe această cărare, orice s-ar fi întâmplat între voi, trebuie să transformați, da? Să transformați, să lăsați în urmă decepțiile și unul și celălalt, 10 de spade, 3 de spade, da? Să le lăsați în urmă ca să vă puteți bucura de această cărare, de această călătorie împreună, mai bine zis. Puteți să manifestați, aveți numărul 1, da? Numărul 1, copilul. Copilul este relația aceasta care se poate manifesta dacă renunțați la trecut și cineva iar trebuie să aleagă să facă 2 de foc, 2 de bâte, cum ar fi. Iar sunteți, trebuie să alegeți unul dintre voi între un suflet karmic și un suflet pereche. Însă, cum acționați numărul 1, am zis că trebuie să vă mențineți independența, stabilitatea, înțelepciunea. E a treia carte de pământ, e o carte foarte frumoasă, preîmpărăteasa. Trebuie să vă mențineți frumusețea, armonia, pacea. Dacă acționați în felul ăsta, reușiți să schimbați energia negativă care a apărut între voi doi. Ce vă susține soarele? Am zis, 9 de monede este stare de preîmpărăteasă, în gânduri aveți gând de abundență, de stabilitate, în simțuri aveți emoții stabile, da? Emoții care construiesc, care creează, că sunt emoții care distrug. Deci asta vă susține, trezirea voastră spirituală, transformarea voastră, creșterea voastră, copilul interior, credința. Tot ce e mai frumos, optimismul, asta vă susține, optimismul. Ce nu vă susține sunt depresiile, gândurile negative, amintirile decepțiilor. Asta nu vă susține. Acum ei, ce au în simt? Ce simt? Simt roata norocului, simt că e o legătură de destin între voi doi, că voi le schimbați viața, că voi îi ajutați să se extindă, să se bucure de o expansiune la nivel emoțional. Că tot au avut 9 de cupe și, da? Și 2 de cupe, da? 9 iar ține de Jupiter. Deci multe emoții. Emoțiile acestea sunt ca o roată, se învârt, trec din ia uite, și aici, din triste în pozitive, în copleșitoare. E un carusel acolo emoțional în sufletul acestei persoane, însă în gânduri încearcă să-și păstreze rațiunea. Posibil ca o marcaje în semne de aer acest personaj, marcaje sau așa au fost educați. În gânduri încearcă să-și mențină rațiunea și să-și impună, să-și conducă sufletul după o anumită logică. Acum
iar poate să varieze. Pentru unii este posibil cu această regină de spade să se gândească să se separe de cineva, pentru că uneori regina de spade separă. Se gândesc să comunice adevărul, să-și comunice lumina, da, eu știu, intuiția, ce au mai căpătat ei de-a lungul acestei perioade. Este în poziția gândurilor. Acum, cum acționează, e total diferit. Pentru că apar doi de spade la acțiune. Însă, ce își doresc? Își doresc și ei un început. Da, avem aici copilul, da, magicianul cu alte cuvinte, începutul. Aici este un as, asul reprezintă începutul, evident. Își doresc să se materializeze. Prima carte de monede în seria lor, da? Prima carte își doresc. Pentru că ei simt că sunteți o valoare, o comoară, dar un noroc pentru ei. Simt că această relație este cu totul și cu totul specială și atunci își doresc să o manifeste. Însă cum acționează, dragii mei? Încă a apărut doi de spade la voi. Probabil erau ei care acționează așa. Evident că puteți să fiți și voi. În momentul în care personajul acesta nu alege sau durează prea mult până alege, voi concentrați-vă, cum am zis mai devreme, pe transformarea voastră, pe abundența voastră, pe independența voastră, pe creșterea voastră spirituală, pe construcția voastră emoțională, pe tot ce este mai bun, până alege. Dacă nu alege sau dacă alege prea târziu, voi oricum ați investit în ce este mai bine pentru voi. Repet, nu vă blocați în această decepție. Revin, ei cum acționează, încă stau și se gândesc ce să facă. Iar Mercur în balanță sau planete în balanță. Cei susțin, am zis că e foarte posibil unii dintre ei să trebuiască să se separe, mai ales că apar aici iar niște două personaje, da? Unul dintre voi, bănuiesc că acest personaj se minte, șapte de spade, se minte și nu, am zis, încearcă să-și controleze mental emoțiile, sufletul și nu face bine și trebuie să aleagă între două personaje, între voi și altcineva. Voi îi susțineți emoțional cu cărțile acestea, dacă voi sunteți aici și sper că sunteți voi, că e o serie de cărți foarte frumoasă, îi susțineți emoțional, dar ei încă nu sunt în echilibru masculin și feminin. Nu, încă se mint. Și în acest motiv apar amânările în cartea voastră, da? Din acest motiv ei se abțin pentru că mai au totuși pe cineva, probabil, mai mult ca probabil, nu, eu zic așa, probabil că mi-am făcut un tic, dar mai mult ca probabil mai au pe cineva care influențează într-un fel sau altul. N-am pus carte pentru influență, am pus carte pentru alte întrebări. Deci, ce îi susține pe ei? Puterea de a se ridica din decepții, din această energie negativă în care stau. Din acest mental negativ, Regina de Spade, lângă aceste cărți, poate să fie un stil de a gândi, așa au fost învățați, așa au fost educați, nu putem să-i judecăm, dar un fel de a gândi prea rece, care le aduce decepții. Poate că au fost răniți, poate că au niște probleme. Ideea este să se ridice și să ia sabia adevărului, a manifestării. Dar dacă ei stau, aleg, stau, se gândesc ce să facă, ce să facă, e mai bine jos, nu mai vreau, nu mai pot, nu mai am putere, da, asta e. Ce îi blochează? A, interesant, șase de cupe. În acest context, șase de cupe îl văd ca pe un ex, o exă. Și am zis, pentru că se abțin și nu arată emoțiile, mai mult ca sigur că au pe cineva în preajmă care i-au rănit, un ex, o exă, care i-au rănit sau care îi țin într-un fel sau altul departe de voi. Soluția este, ia uite, la voi. Aveți opțiuni. Voi aveți opțiuni. Dacă acest personaj mai lungește mult, mai amână mult momentul acțiunii, voi aveți opțiuni. Și opțiunea cea mai importantă este persoana voastră. Ei, soluția este să intre pe manifestare, da? Valetul, dacă au în poziția dorințelor asul de monede, valetul de monede reprezintă acțiunea, un mesaj. Valetul înseamnă mesaj, am zis că se gândesc să dea un mesaj, dar nu doar un mesaj, o acțiune, să vină cu ceva practic, pentru că voi vă doriți implicare practică.
ca să puteți intra pe această cărare împreună, să puteți călători. Interesant ce văd. Aici este un iepuraș. Iepurașul pentru mine este foarte temător. Am senzația că acest personaj... da, e clar. E clar. Acest personaj se simte prea mic pentru voi. Voi deja aveți cărți foarte frumoase, inclusiv Soarele și Preîmpărăteasa. Și vă asociez mult mai bine cei care sunteți în această poziție cu această fecioară plină de puritate, crescuți, evoluați spiritual sau pe mai multe planuri, spiritual, profesional, în fine, din mai multe puncte de vedere. Sunteți persoane mature, mature și pure. Aveți multă compasiune pentru acest personaj, da? Și totuși, el stă undeva pitit, nu vrea să intre în comunicare, în manifestare deocamdată. Rămâne de văzut ce alte cărți vor apare și în alte, cam atât, în alte etalări. Deocamdată, atât. Ce ar mai fi de spus? Hai să vedem totuși o carte, n-am încheiat încă. O carte, energia sexuală dintre voi doi. O dată, de două ori. De trei ori. Numărul 1. Energia sexuală dintre voi doi. O, ce frumos, regina de cupe. Și nu întâmplător, 6 de cupe, a doua oară, a treia oară când îl văd. Și 10 de băte. Multă pasiune. Iar cineva nu poate să ia o decizie, cineva este... Bănuiesc că bărbatul, în mod special, este temător. Am vorbit de un iepuraș, ia uitați-l. Poate și playboy, nu doar temător, dar știți cum e, că cei care se duc țup-țup de acolo-acolo, se duc pentru că le este frică de angajamente, de situații, n-au încredere în ei, nu se văd suficient de bun, da? Deci personajul acesta nu știe cum să vă abordeze, are o teamă, are o teamă, da? Are multă pasiune, dar e teamă că dacă vine cu multă pasiune, s-ar putea să vă sperie. Și să vreți să vă... știți cum e. Însă, foarte frumos au apărut cărțile, Regina de Cupe. De-aia ați ales și Îngerașul, pentru că am zis, sunteți într-o vibrație înaltă. Îngerașul, Fecioara, Copilul, energii foarte pure. Regina de Cupe. Voi aveți Soarele și Preîmpărăteasa, aici vă simt pe voi, Regina de Cupe, plin de compasiune, cum am zis, de tandrețe. Asta puteți materializa dacă acest personaj ia decizia cea bună. Aveți o dragoste profundă, aveți compasiune, vă este dor, 6 de cupe, vă uitați la poze și unul și celălalt. Celălalt simte o pasiune nebună pentru voi, v-ar lua pe sus, da? Și v-ar iubi pe unde ar putea, prin orice loc. Însă, această energie consumă, pentru că deocamdată, după cum arată cărțile, nu ia decizia care trebuie. Multă pasiune și emoții profunde. V-ați mai întâlnit cu siguranță, simțiți că v-ați mai întâlnit într-o altă viață, că vă știți, poate vă, nu neapărat în altă viață, vă știți din copilărie, din tinerețe. Dar, pentru că nu sunteți chiar împreună, stați și vă uitați unul la celălalt, pozele celuilalt și vă stimulați erotic într-un fel sau altul privind pozele. Însă aveți potențial de mare dragoste și mare pasiune. Cam atât. Numărul 1. Gata. Dacă ați ales și alt număr pentru o altă persoană, va trebui să stați, să așteptați până mi-amestec eu cărțile. Deocamdată n-am folosit decât acestea, așa că... Ok, dofi. Dăm deoparte îngerașul, punem pe budiță și începem să ce? Să amestecăm cărțile? Haideți să amestecăm cărțile pentru numărul 2. Numărul 2, cei care l-ați ales pe budiță, până aleg energia comună dintre voi, am aici salvie, am o tufă de salvie în grădină, ce mă bucur. Știți că salvia are multe calități terapeutice și, că tot vorbim de Buddha, de o atitudine mai vegan, să zicem, mai curată energetică, este curăță energetic, frunzele se ard ca să curățați energetic atmosfera și pe voi.
Energia comună dintre voi doi. Nu sunt prea multe cărți. Oh. Nu sunt prea multe. Am văzut ce am văzut. 8 de apă și 9 de pământ. Unul dintre voi trebuie să se detașeze emoțional de un trecut neplăcut și celălalt vine cu o ofertă emoțională și practică. Ei, și această ofertă emoțională și practică aduce conflicte. Conflicte în viața, cel puțin a unuia dintre voi. Dar totuși vreau o carte. O carte, o dată. De două ori. De trei ori. 6 de... 10 de spade? Sau 10 de aer? La capătul se... percepții. Am zis că cineva trebuie să se detașeze de ceva negativ. Uite care a venit. Ok. Curățăm cărțile pentru numărul 2. Primul personaj din seria aceasta. Deci, 10 de aer. După cum vedeți, acest personaj trebuie să meargă către un templu. Interesant, aici apare templul, l-ați ales și pe budiță. Unul dintre voi, cel puțin, deși este energia amândurora. Unul dintre voi are o percepție total greșită despre o situație în viața sa sau în relația aceasta. E o carte destul de sumbră, după cum vedeți. Nu vede lucrurile, nici nu comunică, nici nu vede și stă într-un întuneric. Când ar putea să manifeste, dar nu poate, ar putea să manifeste în integritate, dar interesant, iar apare 8 de apă. Dar trebuie să se detașeze de ceva, de ceva care i-a afectat integritatea, i-a afectat felul în care poate să manifeste și felul în care percepe viața și în acest motiv nu poate să-și manifeste destinul într-un fel sau altul. Oh, energia comună dintre voi în timp ce amestec este 10 de aer. O vedeți și voi, da? O vedeți. Aveți potențial de dragoste foarte frumoasă. Sunt fluturi pe aici. Sunt câți? 6 fluturi. Oh, oh. Fiecare trebuie 7. Număr spiritual. Dar 7 e relația în sine. Fluturul acesta este relația în sine. Însă fiecare dintre voi trebuie să transformați niște aspecte în viața voastră. Să lăsați, pentru că am zis că aceasta este energia comună. Și unul și celălalt are o viziune greșită despre ceva anume. Trebuie să mergeți către un templu, da? În primul rând, către eliberare, că asta înseamnă 10 de spade, și către un templu în care puteți să vedeți cu alți ochi, altă viziune. Deși e 10 de spade, e altă cromatică, totuși, e altă cromatică. Lăsați în urmă întunericul ca să mergeți către lumină. Ia să mai vedem. Deci, numărul 1. O dată, de două ori. Ce simte? O, ce frumos! Ce gândește? Ce își dorește? Cum acționează? Ce susține? Și ce... O, da! Ce nu-l susține? Soluția. La capătul setului de cărți, valetul de monede. Asta pentru că apare interesant. Și turnul, valetul de monede și turnul. După 4 de cupe. Da, după 4 de cupe. După o energie în care ați plâns. Ați refuzat ceva sau pe ei sau ei v-au refuzat. În fine, e o decepție, o stare de regret, de depresie. Am zis că și unul și altul. Dar trebuie să transformați, trebuie să vă rupeți de o construcție veche, de o relație. Trebuie să vă treziți la altceva. Și să începe să manifestați, asta înseamnă valetul de monede, o manifestare cât de mică, cât de timidă, să studiați problema, că valetul de monede studiază pas cu pas, să faceți o ofertă, în primul rând să vă faceți vouă o ofertă, dar evident că și lor puteți să le faceți o ofertă. Rămâne. Aici văd faetonul, cineva vrea să meargă înainte, către destinul său, am văzut destinul mai devreme. Am văzut faetonul. Numărul 2 din povestea numărul 2.
Mura, stai cu minte. Numărul 2, ce am amestecat. Ok. Numărul 2. O dată, de două ori. Ce simte, ce gândește, cum acționează, ce își dorește, nu, ce își dorește, cum acționează, ce îl susține și ce nu îl susține. Interesant. Ok. Și soluția. La capătul setului de cărți ce au ei? Asul de mode. Interesant. Valetul și asul. Într-un fel sau altul, vă doriți amândoi ceva. Asul de monede, 10 de cupe, 3 de monede. S-a așteptat foarte mult. Oh, 3 de monede. Da, ia uite. Cineva trebuie să... Da. Unul dintre voi e într-o căsătorie. Ia uite, turnul între marele preot, pentru mine marele preot și 10 de monede înseamnă căsătorie, clar. Și... turnul. Unul din, personajul acesta cred că este căsătorit, așa, cred că e căsătorit și ar vrea să construiască în relație cu voi, dar știe că trebuie să aștepte, să aștepte până se întâmplă ceva, până să aștepte, până puteți să construiți această fericire împreună, până puteți să manifestați această fericire împreună. Probabil că aș fi așteptat, iar poate să varieze, dar deocamdată, interesant, interesant. Deci, relația dintre voi este foarte spirituală, că de-aia l-ați ales pe Budiță. Dar, hai să vedem. Ce simțiți voi? Ia să vedeți. Ce simțiți voi pentru ei 9 de cupe? Multe emoții, bucurie? Simțiți că acest personaj vă este predestinat, că este tot ce v-ați dorit într-un fel sau altul? Simțiți! Acum ce gândiți este cu totul altceva, de este o stare de emoțională, da? Este o stare emoțională. Sperați. Este steaua în varianta mică. Sperați în sufletul vostru că puteți să fiți împreună. Ce gândiți? Gândiți că acest personaj, dacă știți că este căsătorit, pentru mine este soțul, Regele de monede, gândiți că totuși acest personaj, dacă are o familie, cum am zis mai devreme și știu sigur că unii chiar au o familie, aici e o problemă. Gândiți. Gândiți că ați vrea să fie soțul vostru sau bărbatul care, sau personajul care vă oferă vouă stabilitate. Simțiți că acest personaj vă poate oferi stabilitate și financiară și emoțională. Și emoțională, că totuși și senzuală și sexuală. E un personaj pe care vă puteți baza. E un om solid. Așa gândiți, că e un om solid, loial, muncitor, capabil de multe. Ce vă doriți? Valetul de bâte. Când e dragoste, asta e. Vreți și voi mai mult decât... niște priviri și niște pupături. Evident că e o atracție între voi, valetul de bâte. Vă doriți să comunicați, să vă comunicați pasiunea și unul și celălalt să-și exprime pasiunea, mai ales dacă acest personaj este în genul ăsta, regele de monede nu-și exprimă pasiunea decât prin cadouri, prin gesturi, prin fapte, prin acțiuni, într-un fel sau altul. Da. Mai puțin... prin chestiuni romantice, dar vă doriți să-și exprime pasiunea și voi să puteți să exprimați. Dacă, v-am zis, dacă unul dintre voi e căsătorit, cel puțin unul, știu sigur, așa, este mai dificil. Apare și valetul de monede, comunicare practică și comunicare inovativă, valetul de bâte. Da, vreți să mergeți înainte, vreți să călătoriți împreună, vreți să aveți curajul să... vă angajați în această poveste. Însă cum acționați? Vă abțineți. Vă abțineți putere, aveți putere, încercați să vă controlați această pasiune, acest foc, da? Pentru că
Știți că sunt lucrurile mult mai complicate. Aveți puterea să faceți acest lucru. Aveți puterea, da? Sunteți oameni și în gânduri, dacă simțiți că acest om este solid și voi în gânduri sunteți oameni solizi, însă stabili, practici, într-un fel sau altul extrem de practici, dar sunteți oameni maturi, da? Și atunci trebuie să vă abțineți o leacă, cel puțin o leacă, da? Asta faceți, acționați. Acționați cu înțelepciune și felul în care vă temperați acest ego, această pasiune, vă ajută în creșterea voastră spirituală. Ce vă susține? Iar o atitudine defensivă vă susține. Trebuie să vă luptați cu alte situații, eventual, puteți să vă luptați cu concurența, puteți să vă luptați cu... Aveți cu ce să vă luptați. De-aia zic că e bine că acționați înțelept, așa simt eu, că sunteți înțelept și acționați pământean. În sensul bun al cuvântului, nu în sensul rău. Asta vă susține. A, că 7 de bâte înseamnă și să vă luptați, dar este o luptă care protejează ceva ce deja are. Adică, protejați-vă integritatea, luptați pentru această relație într-un mod mai temperat, practic, cu valetul de monede. Luptați, că aveți pasiune. Dar alegeți-vă tactica, alegeți-vă tactica și metodele. Nu este o luptă disperată, cum e la 6 de bâte. Pentru că e 7 de număr spiritual, este mult mai înțeleaptă, mai strategică. Ce nu vă susține este 7 de spade. Dacă fugiți de această situație, nu vă susține. Dacă vă mințiți pe voi sau pe ei că nu simțiți, că nu vă doriți, iar nu vă susține, da? Strategiile mentale nu vă susțin, jocurile mentale nu vă susțin. Eventual, foarte posibil pentru unii, un semn de aer să apară în joc și să vă blocheze sau să vă distragă atenția de la ce vă doriți în această poveste cu acest personaj. Acum ei, ce simt? 3 de bâte. Multă pasiune, multe bâte au ei. Multe, multe bâte. Ei simt că noi oportunități apar în zare în preajma, în viața lor când sunt în preajma voastră. Simt că există o distanță între voi, posibil și trebuie să călătoriți, cât de mică, cât de mare există o distanță între voi, trebuie să facă drumuri și simt că totuși drumurile astea îi aduc mai aproape de un alt punct, da? Simt că trebuie să comunice, trei înseamnă comunicare, aici sunt pescăruși, sunt corăbii, corăbile vin și ele comunică, aduc noutăți, aduc daruri. Simt că sunteți o oportunitate specială, dar știu și simt că trebuie să mă aștepte pentru că 3 de bâte așteaptă. Ce gândesc? Gândesc că au trecut prin foarte multe, că sunt obosiți, dar au și percepție, dar am zis că e totuși etalarea comună, e vibrația comună și voi aveți problemele voastre, turnul vostru și ei au turnul lor, da? Ia uite, vedeți aici turnul lor. De-abia mai stau în picioare, dintr-un punct de vedere metaforic sau chiar fizic, sunt foarte obosiți, dar rezistă. Gândesc că trebuie să reziste. Gândesc că trebuie să reziste și probabil că rezistă datorită speranțelor pe care le primesc pe cale emoțională, gândindu-se la voi. Gândindu-se la voi, dacă voi sunteți aici, dar puteți să fiți și invers, da? Posibil pentru unii un semn de foc să-i blocheze și să se gândească la acest personaj semn de foc care îi blochează. Posibil, dar nu obligatoriu. O situație ceva îi blochează, poate blocaje, dacă sunteți la distanță mare, blocajele care tot apar acum în ultima vreme și au tot apărut de la începutul anului. Ce își doresc? Să aleagă. Își doresc să-și facă planuri de viitor, să schimbe direcția, dar sunt la o intersecție de drumuri. Își doresc să aleagă ce este mai bine pentru ei. De-aia trebuie să stea și să privească în zare, să simtă vântul, adierea.
semnele vremurilor în care trăim. Norii, lumina, temperatura, păsările, știți cum e? Când mergeți pe malul mării și aștept, să nu neapărat, și natură. Vă uitați așa în zare și simțiți ce vrem. Și acum simțim că vine că a venit toamna, simțim că se apropie iarna, simțim semnele care sunt în jurul nostru. Asta trebuie să facă ei, ca să poată alege corect. Interesant. Sunt conștienți că într-o anumită direcție, dacă acel drum, dacă pe acel drum vor continua să meargă, vor avea tot timpul blocaje și greutăți. Dacă aleg alt drum, vor avea oportunități și drumul va fi mai ușor, dar își doresc să aleagă și își fac planuri încă. Rămâne de văzut? Deci deocamdată sunt într-un stand-by. Cum acționează? Cum acționează? Nu cred că acționează pentru că sunt într-o transformare profundă. Apare moartea. Eventual într-un mod foarte secretos, pentru că e casa Scorpionului și Scorpionul este secretos, este misterios. Cum acționează într-un mod intens, eventual vă transmit telepatic, pentru că asta face Scorpionul uneori, vă transmit telepatic. Pasiunea, speranțele, gândurile pot să transmită, însă trecând peste acest aspect, este casa a 8-a transformării, este numărul 13, acel număr foarte intens. Cum acționează? Acționează înspre transformarea lor și e bine, dar asta înseamnă că voi trebuie să mai vă abțineți, să vă luptați, cum am zis mai devreme, strategic. Să adoptați diferite tactici și mai puțin jocuri mentale și să aveți grijă să nu fugiți totuși de situație. Nici să intrați să vă fofilați pe ușa din spate, nici să fugiți. Lăsați lucrurile să se așeze cu răbdare. Să se așeze la locul lor, asta vreau să zic. Ce își dor... Ce îi susțin? Îi susțin pasiunea aceasta mare care o au pentru voi. Multă pasiune au. Regina de bâte. Ați putea să fiți voi pentru că aveți aici semn de foc într-un fel sau altul. Da? Aveți și valetul de bâte. Simțiți, e atracție mare între voi, însă din niște motive trebuie să mai așteptați ceva. Ce nu-i susțin? Iar acest moment de alegere. Apar îndrăgostiții. Îndrăgostiții e o carte minunată, e o arcană majoră superbă, însă de ce apare în poziția aceasta a blocajelor? Probabil că cineva cu marcaj în gemeni nu-i susține, probabil că pentru unii, nu pentru toți. Probabil. Deși, evident că, da, variază, e o telare colectivă, nu vă supărați, am zis că pentru unii poate. De ce acești îndrăgostiți blochează? Dacă se lasă corupți de această dragoste, nu reușesc să-și facă transformarea și alegerile într-un mod clar. Pentru că alegerile trebuie făcute în pace și în echilibru, nu în entuziasm. Din acest motiv, simt că acești îndrăgostiți ar explica prezența sau s-ar explica în poziția blocajelor. Ei trebuie să-și exprime pasiunea cu regina de bâte, dar nu pot încă să vă aleagă, iar o carte a alegerilor apare și doi de bâte, până nu își fac transformarea. Altfel, dacă vă aleg în acest moment și începe să materializați în acest moment, înainte de transformarea, poate separare de cineva, așa și așa, ia uite, până nu se separă de un trecut, de un stil de viață,
Această dragoste trebuie să mai aștepte un picuț, deși aveți potențial de manifestare. Sfatul, la voi, regina de spade, la ei, asul de spade, la ei, clar că am zis că trebuie să se separe de o căsătorie, la voi trebuie să vă mențineți rațiunea, logica. Da, e multă pasiune, e multă pasiune și din cauza asta sunteți supărați și multă dragoste, regina de cupe, regina de cupe. Voi aici, regina de spade, comunicați în adevăr, dar păstrați-vă echilibru, cum am zis mai devreme, cu puterea. Fiți într-un echilibru, fără strategii mentale, fără cuvinte, eu știu, cu dublu sens, nu. Manifestați dreptatea, pentru că regina de spade are multe înțelesuri și varianta sa pozitivă este o persoană care își exprimă adevărul, este corectă, ați trecut și voi prin foarte multe și nu vă permite să fiți a treia roată sau a cincea de la, da? De la căruță sau să fiți al treilea personaj sau al patrulea sau așa, da? Poate că și voi trebuie să vă separați de cineva. Dar clar la ei, cum arată cartea, ca să poată manifesta adevărul, să poată manifesta acest început, trebuie să taie niște lanțuri, niște legături karmice, să iasă din această teacă. Ei nu prea au comunicat corect în viața lor cu cei din preajma lor. Eventual că acum această lecție îi vor învăța. Aveți spade și aici, aveți percepții și aici, da? Nu uitați cum a venit, dați, puteți să manifestați. În integritate, o chestiune de integritate. Puteți să manifestați, dar trebuie în anumite condiții. Ok. Numărul 2, energia sexuală dintre voi. În cazul în care, eu știu ce, se întâmplă. Ia uite. Ha, moartea, wow, ce energie intensă! Probabil că oamenii ăștia au lună în scorpion sau planete în scorpion, de acționează așa scorpionesc, că se pare că și la nivel se pare, după cum arată cărțile, da? Și la nivel sexual se vor manifesta, se va manifesta această energie. Super intens. Această întâlnire când va fi să fie, pentru că au multe bâte, multă pasiune, și voi simțiți, și voi și simțiți, de aceea încerca să vă abțineți că vă atrag la maximum. Când va fi să fie, vă va transforma întreaga viață. Da. Ia uite, regina de spade iar apare. Moartea, regina de spade. Deocamdată comunicați mai general. Poate unii comunicați la telefon, pe Facebook, Instagram, ce-o mai fi. Am văzut și roata norocului. Trebuie să se schimbe energia dintre voi într-un anume fel. Uf, uf, ia uite, iar apare drăguț, drăguț, drăguț. Puterea. Deci, personajul de aici are marcaj în planete, are marcaj în casa leului. Deocamdată aveți 4 de spade. Temperanța. Trebuie să vă temperați până manifestați această mare pasiune care există între voi. Probabil sunteți unii dintre voi flăcări gemene, da? Pentru că unul dintre voi e într-un cuplu în care nu se înțelege din punct de vedere intim așa cum ar putea să ați putea voi să vă înțelegeți, da? Patru de spade nu este cea mai bună comunicare sexuală între două personaje, clar. Unul vrea una, altul vrea alta, unul respinge când celălalt își dorește ceva și cred că este în viața acestui personaj care trebuie să se rupă de o relație de lungă durată, cum am văzut, male preot, da? Ca să poată manifesta bucurie cu voi, la 10 de cupe și asul de monede, să poată construi. Dar până atunci trebuie să aibă temperanță. Ia uite, asul de bâte și regina de și regele de cupe. Multă dragoste. Regele de cupe, tot scorpion. Tot scorpion, în general. Profundă, profundă energia dintre voi. Transformatoare. Însă, apare... Trebuie să vă abțineți. Trebuie să vă abțineți, să vă luptați cu voi, pentru că este o pasiune devoratoare, da?
transformatoare. Însă apare iar regina de spade între voi. Acest cuplu, ori în viața voastră, dar simt că mai degrabă în viața lor, în care ei sunt foarte distanți, da? Ia notați-i. Nu poți să zici că aici oamenii ăștia fac dragoste, da? Aici nici atât. Ea dă ordine, el le execută și uite, așa este comunicarea și inima este plină de spade, de ace. Da, cam asta este etalarea pentru numărul 2. Dacă ați ales numărul 3 pentru alt personaj, eventual regina de spade, repet, poate să fie comunicarea voastră la distanță, dar când veți fi împreună, până atunci trebuie să vă abțineți, dar când veți fi împreună, va fi ceva ce n-ați mai întâlnit în viața asta. Va fi, știți cum e, mica moarte, adică orgasmul acela intens. Ha, ha, ha. Că, na, vorbim despre sexualitate. Ok, da, asta este etalarea pentru numărul 2. Eu continui să-mi strâng cărțile. Să-mi strâng cărțurile. Așa. Ok. Acum facem numărul 3. Ia să vedeți. Este o piesă foarte vechișoară. Foarte veche, 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 veche. Un porțelan de Meissen. Porțelan de Meissen. Iată un nenea gentleman. Îmi place. Am tot felul de lucrușoare. Tot felul de lucrușoare prin casă. Drăgălașe. Antics. Antics. Ok. Deci, dragii mei, energia comună dintre voi doi. Energia comună. Hai să vedem până una alta. Curățăm cărțile pentru numărul 3. Numărul 3. Cred că încercați să fiți politicoși cu acest gentleman. Probabil că amândoi sunteți oameni educați, stilați și cu un anume stil și în îmbrăcăminte. Oh, ho, 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 desire, desire, superb. Energia comună dintre voi doi. Dorință și manifestare, copilul. Copilul. Puteți să construiți ceva deosebit împreună. Dacă puneți, ia uite, aveți pasiune. Regele de foc, regina de aer și doi de aer. Trebuie să alegeți. Să alegeți să lăsați în spate 10 de aer. Să lăsați în spate un trecut dureros și pentru unul și pentru celălalt. Iar Mercur retrograd în balanță. Să sperăm că iese mai repede când mâine. Azi, zilele astea, nu mai știu exact. Nici nu știu data în care suntem. Deci, balanță. E drăguț. Semn de aer, semn de foc, dar nu vorbim de semne, vorbim de planete și de manifestări, de arhetipuri. Un personaj plin de pasiune. Personaj plin de pasiune, dar care vrea să-și manifeste și intuiția. Dacă vrei să manifestați ceva, încercați să sădiți intențiile la lună nouă. Puteți să manifestați ceva deosebit. Este multă, multă pasiune. Rămâne să vedem și ce alte cărți apar. Când a mai apărut, a apărut la numărul 1 copilul. Dacă are legătură. Ia uite. Dacă are legătură. Dar, dragii mei, aici este chestiunea. Aveți multă pasiune, multă dorință. Aici este numărul 20 și este o lume. Știți că 20 este, nu, de fapt, e judecata. Este renașterea. Vreți să renașteți această dorință? Dar aveți grijă din ce motive o renașteți. Sau vreți să o manifestați. Din ce motive? Dacă este egoul, dacă este egoul, vă arăt și cartea, sincer, nu cred că este motivația cea mai potrivită.
în această poveste. Rămâne de văzut dacă vreți să luați această floare roșie, care de fapt prima chakră, dar ar putea să fie. Ar putea să fie și un simbol al dragostei adevărate, da, cu totul altceva. Cu totul altceva. Ia, curăscați-le pentru numărul 1 din povestea numărul 3. Ok. Ce simte? Ce simte, ce gândește? Ce își dorește? Cum acționează? Ce susține? Wow! Ce cărți! Ce cărți cam tristuțe, așa, cam negative la numărul 1. Curăț cărțile. Pare rău că sunt așa triste. Ia uite lumea într-un fel sau altul. Ce simte, ce gândește, ce își dorește. Cum acționează. Ce susține. Și ce blochează. Și aici este sfatul. Da, s-a întrerupt. Deci, dragii mei, sunt cărțile un pic cam triste la numărul 3. Aștept să-mi spuneți voi de ce. Am zis, este o dorință puternică între voi, dar, sau cel puțin unul dintre voi are tendința ca și gentleman să arate bine, are o atitudine egocentrică. Unul dintre voi, clar, se poartă prea mult, e concentrat prea mult pe estetic și pe ego și pe dorințele sale și mai puțin pe latura sa profundă. Nu degeaba l-ați ales pe acesta. Rămâne de văzut voi în ce poziție sunteți. Dar să zicem că sunteți voi aici, în sufletul vostru, cavalerul de monede. Să zicem un semn de pământ în sufletul vostru. Dar trecând peste acest mic aspect, în sufletul vostru, voi vreți să construiți relații, voi vreți să mergeți, să oferiți stabilitate. Asta sunteți voi în suflet. Aveți un suflet stabil, loial, dispus la sacrificii, la așteptări pentru relații de lungă durată, pentru relații stabile. În sufletul vostru, voi vreți să vă construiți pe voi, nu doar în relație cu ceilalți. În gânduri. Plin de emoții față de cineva, de personajul acesta, da? Să zicem. Plin de emoții, 9 de cupe. 9 de cupe. Poate unii dintre voi vă gândiți la un semn de apă. În gânduri încă aveți speranța că lucrurile s-ar putea îndrepta, însă sunt multe lucruri de făcut în acest sens. Asta pentru că la capătul setului de cărți, voi cei de aici, vă doriți să mergeți înainte, vă doriți comunicare. Vreți să manifestați ceva nou, să manifestați o pasiune, dar pentru asta trebuie să lăsați responsabilitățile acasă. Da? Și să vă concentrați, ia uite ce frumos, pe creștere, pe starea voastră emoțională pozitivă, regina de cupe, cavalerul de cupe. Aici sunteți voi. Plin de emoții. Și totuși în suflet aveți, poate este alt personaj, nu acesta,
iar poate să varieze de la individ la individ. Însă, voi în sufletul vostru sunteți stabili, chiar dacă sunteți oameni foarte emoționali și foarte sensibili. Ce vă doriți? Vă doriți să lăsați în urmă regretele, lacrimile, eventual cel puțin în această poveste, dacă nu și în altele. Asta vă doriți. Cinci de cupe. Să schimbați energia. Gândiți, știți că dacă stați în energia asta, vă atrage situații neplăcute. V-ați atras. Vreți să vă schimbați perspectiva, să mergeți mai departe, am zis, să manifestați pasiune, să manifestați dorință de viață, de expansiune. Și știți că aveți un suflet pereche, cel puțin, dacă nu chiar mai multe, în preajma voastră, dar trebuie să vă concentrați. Aici este o gândire, este o implicare mentală în creșterea nouă, creșterea voastră emoțională. Acum, cum acționați valetul de monede? Pentru că aveți în suflet cavalerul de monede, știți că trebuie să fiți precauți, cu capul pe umeri și picioarele pe pământ. Vreți să comunicați, vreți să studiați situația, să studiați problema, să studiați personajul. Poate chiar vreți să studiați ceva, unii dintre voi. Cum să creșteți, cum să vă transformați emoțional și mental. În relația asta și separat în viața voastră personală. Cred că unii dintre voi vreți să vă concentrați pe transformarea voastră într-o altă vibrație, pentru că ați fost trași în urmă de această poveste și de altele. Ce vă susține? Evident că trei de spade nu vă susține, dar amintirea rănilor anterioare, în ce sens? Nu să atârnați de amintirea asta, ci să vă vindecați. Eu zic că ar fi trebuit să vină invers. Asta vă susține, vindecarea inimii. O comunicare precaută, pentru că trei înseamnă comunicare. Eventual, o comunicare din inimă rănită, în ce sens? Pentru că aveți inima rănită și ați fost supărați din diferite motive, învățați, sau nu învățați, practicați compasiunea. Practicați compasiunea că puteți, pentru că aveți regina de cupe și cavalerul de cupe, da? Practicați compasiunea și nu doar compasiunea, ci oferiți ajutor. Că valetul de monede oferă ajutor într-un fel sau altul și cavalerul de monede. Practic, nu doar faptul că ascultă și că înțelege din punct de vedere emoțional. Din acest motiv, sau în acea fel, văd acest trei de spade în poziția susținerii voastre. Asta vă susține. Încercați să nu repetați greșelile anterioare, să aveți compasiune față de voi, față de ceilalți, față de acest personaj. Și nu să rămâneți ancorați prea mult în trecut, în trei de spade și trei de cupe, ci să vă întoarceți așa, cu inima rănită, plină de cicatrici, către sufletul vostru pereche, către sufletele voastre perechi și să împărtășiți din experiența voastră. Ce vă blochează, posibil, dragii mei, o situație în tribunal, posibil un divorț al vostru sau al cuiva, posibil o situație nedreaptă, de-aia aveți trei de spade și justiția, posibil o balanță care n-a fost echilibrată, posibil. O situație nedreaptă. Însă, o să vreau să clarific totuși. Clarificăm 5 de cupe. Oh, ați fost bolnavi, supărați, bolnavi. 9 de spade, vai. Din cauza acestui semn de aer, posibil pentru unii. Și dacă n-a fost semn de aer, musai, bolnavi și supărați. Și vreți să vă vindecați, să manifestați, am zis, varianta voastră cea mai înaltă. Vreți să manifestați 9 de cupe, 10 de cupe, vindecarea voastră, am zis, la 3 de spade. Clarificăm 3 de spade. Totuși, clarificăm 3 de spade acum.
10 de spade. Ce vă susține să vă ridicați, să începeți o nouă viață. Așa răniți cum sunteți, să vă ridicați. Ia să mai dăm clare. O, mai, 4 de cupe, supărați foc, supărați foc. Clarificăm puterea. Puterea. Posibil cineva cu planete în fecioară sau un leu v-a supărat pentru unii, dar dacă nu, puterea. Aveți putere. Rezistați. Rezistați, rezistați că puteți. Mai clarificăm o dată 5 de cupe și 9 de spade. Vai, da, ce cărți. Ah. Vreți să vă alchimizați. Vreți să vă transformați viața. Asta vă doriți. Vreți să vă transformați viața. Probabil niște situații la locul de muncă sau boala și decepțiile vă afectează munca, situația de la job. Sunt în gând, da? Pentru unii, pentru că aveți semn de pământ în două locuri și cum acționați și în suflet, și în poziția dorințelor, vă doriți un semn de pământ, un om care să vă echilibreze, să vă susțină în momentele grele ale vieții. Vă doriți să se implice persoana care până acum nu s-a implicat. Trei de spade, 10 de spade. Mamă, ce cărți. Cavalerul de bâte. Asta vă susține. Vă ridicați să începeți să iubiți viața. Așa, cu rând, cu cicatrici. Cavalerul, știți, sunt oameni care au câte un handicap și încă merg înainte, se duc la concursuri. Dar fiți eroi vieții voastre. Fiți eroi vieții voastre. Ce mă bucur că am clarificat. Asta vă susține. Ce vă blochează? Și am văzut iar puterea, da? Fiți puternici. Ce vă blochează? Justiția? Îndrăgostiții. O situație nedreaptă într-o poveste de dragoste, eventual în această poveste de dragoste. Asta vă blochează. Asta vă blochează. Un moment de alegeri. Vreți o nouă pasiune, dar trebuie să alegeți cu grijă. Minciunile, autosabotajul sau cheful de viață sau dorința voastră de a renaște. Ei au lumea în suflet. Ei au lumea în suflet. Probabil călătoresc, le place să călătorească în toată lumea. Își doresc să călătorească, dar studiază încă, spionează, au și niște regrete, 5 de cupe. Și voi aveți aici regrete. Pentru voi, eventual, dacă aveți marcaj în semne de apă, pentru o pasiune care deocamdată este ținută în secret, luna și asul de bâte. Însă lumea este în sufletul lor. Sunt la distanță, așa simt deocamdată, există o distanță între voi și din cauza acestei distanțe suferă și ei. Asta pentru că mental voi aveți 9 de spade, ei 10 de spade. Și ei se gândesc că suferința voastră îi afectează, că și ei au suferința lor și trebuie să închidă și ei un ciclu de mari dureri, trădări. E în poziția gândurilor. Probabil, pentru unii dintre ei, poate că au cineva cu marcaj în semnul vărsătorului și încă îi influențează și emoțional și mental. Asta pentru că sunt spade și la lume avem zodiile fixe. În poziția dorințelor, Marea Preoteasă. Marea Preoteasă pe care am văzut-o în primul set, o să vă arăt. Și am văzut și Regina de Cupe. Pești, Rac, Scorpion, probabil acest personaj care suferă, totuși foarte sensibil. Așa și nu neapărat să aibă marcaje acolo, da? Ce își doresc? Își doresc să se ridice, să-și se conecteze din trădări, din necazuri, să vă ridicați și voi vă doresc binele, da? N-au de ce să vă dorească răul, evident.
Își doresc să țină în secret eventual suferințele lor. Niște situații, ei sunt plecați undeva în lume. Ei sunt plecați undeva în lume. Dar vă să țină în secret și suferințele și anumite probleme pe care le au în suflet. Și povestea voastră trebuie să o țină în secret. Și totuși, trecând peste acest mesaj, își doresc să se conecteze la intuiție. Își doresc să crească spiritual. Își doresc. Și cum acționează? Acționează cu temperanță. Încearcă să se echilibreze emoțional, să-și echilibreze emoțiile și pasiunea, să se vindece. Chiar încearcă, chiar practică tot ce trebuie. Își curăță chakrele, se conectează la îngeri, da? Ca să crească spiritual. Amândoi trebuie să creșteți spiritual, să ieșiți din această situație în care aveți o pasiune foarte intensă între voi doi, dar deocamdată a fost manifestată din ego. Cum acționează acest personaj? Că sunteți voi, că sunt ei, iar poate să varieze. Cum acționează valetul de monede? Amândoi aveți acest valet de monede. Interesant. Amândoi vă oglindiți într-un fel sau altul. Așa cum se oglindește și 10 și 9 de spade, și uite, 10 de spade, dar ei simt, ei gândesc. La nivel mental, vă simt gândurile și suferințele. Interesant. Interesant. Cum acționează valetul de monede? Tot așa studiază, ar vrea să comunice, ar vrea să se implice practic, chiar ar vrea. Deci, ce simte, ce gândește, ce își dorește, ce îi susține. Nu, ce îi susține, vreau să zic. Cum acționează, am zis, mai greșesc și eu, scuzați-mă. Cum acționează temperanța, ce îi susține, îi susține. Valetul de monede, comunicarea cu voi, implicarea practică, simplă, dar practică și concretă, care să aducă oarecare stabilitate în această poveste. Ce îi blochează? 7 de bâte. Probabil cineva cu marcaj în semnul focului, în semn de foc, berbec, leu sau săgetător. Și în situația acasă îi blochează cineva. Clar. Probabil și blocajele care apar la nivel colectiv. Există niște blocaje care se manifestă. Da. E o energie un pic mai încărcată și perturbată de diferite evenimente. Ce vă susține? Pe voi vă susține această mare preoteasă. Conectarea la spiritualitate, implicarea în creșterea voastră vibrațională. Marea preoteasă care se vede și la ei, da? Sau la acest personaj, în poziția dorințelor. Ei așa vă doresc și așa sunteți. Doar că și unul și altul preluați din energiile și supărările celuilalt. Tocmai pentru că aveți o mare pasiune. Și vă afectează și chakrele uneia și chakrele celuilalt. Interesant, așa simt. Ce vă susține? Conectați-vă și voi la îngeri. Încercați și curățați-vă chakrele la scrierile vechi, la înțelepciunea aceea nescrisă. Ridicați-vă vibrația. Asta vă susține pe voi. Și am zis, cu 9 de cupe, ca să încercați să munciți în transformarea voastră. Pe ei ce îi susține să renunțe la responsabilități. Au niște responsabilități aici. Aici, în lume, undeva, da? Aceste 10 de spade și 10 de bâte, care și blochează, probabil, un semn de foc. Trebuie să renunțe la un semn de foc sau cineva cu neapărat semn de foc. Poate că are personaje și semn de foc și semn de aer, nu asta e important. O situație în care se implică peste puterile lor. Și nu este normal. Nu este normal. Hai să curățăm cărțile. 2 de bâte. Trebuie să vă faceți planul. Trebuie să discutați și unul și celălalt. Este conflicte mentale. Scuzați.
scuze. Interesant, au venit 4 de cupe iar. E o tentație. E o tentație pe care unul dintre voi încearcă să o evite. Unul dintre voi este într-o relație, regina de monede. Este într-o relație în care nu este satisfăcut. Este o relație în care, ia uite, poate chiar amândoi sunteți nesatisfăcuți în relația în care sunteți. Și visați unul la celălalt. Aici cred că sunteți voi. Aici cred că sunteți voi. Dar nici unul, nici altul n-aveți încredere. Și unul și celălalt îl vede pe celălalt într-o imagine oarecum. Nepotrivită. Există o problemă a ego-ului care se poate manifesta în diferite feluri. Prin frică, prin ambiții, prin dorințe prea intense. 4 de cupe și 7 de spade. Clar că vă doriți și unul și celălalt. Însă iar apare acest semn de pământ care s-a revăzut în cărțile voastre. Dacă această poveste v-a pus în așteptare, într-o stare de melancolie și s-a manifestat ca o tentație pe care ați intuit că dacă o acceptați s-ar putea să vă păcăliți, simt că mai este un semn de pământ care ar putea să vă aline, că apare aici în sufletul vostru și în poziția dorințelor, ar putea să vă aline și să vă dea stabilitate. Să vă pună pe un piedestal acolo unde meritați, după ce ați fost puși atât de jos de această poveste, dragii mei, ar fi păcat. Însă și personajul acesta vă iubește, însă eu o dragoste, iau-te, dorința, regretele, minciunile. De-aia apare Marea Preoteasă, de-aia apar secretele, de-aia apare nevoia de evoluție și de creștere vibrațională, de-aia apare justiția. E o situație destul de încurcată și încărcată. Cam atât deocamdată. O să trebuiască să lipeți videoclipurile. Nu vă supărați că o să vedeți dunga de la filmul ăla. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa!